Salut! Astăzi o să-ți prezint un aparat de slow cooking, mai pe românește, gătitul la temperatură joasă. Pe numele său adevărat, crockpot. Hai să deschidem cutia, să vedem ce ne rezervă. Un capac din sticlă termorezistent. Văd că e foarte bine protejat. Cablu. Un vas de ceramică termorezistent, aparatul propriu-zis și putem observa aici o mini cărticică de rețete. Fiecare crockpot are cărticica sa personalizată, un scurt intro by me și aici puteți găsi specialități vegetariene, specialități cu pui, mâncăruri gătite, specialități miel și fructe de mare, supe și desert. Toate rețetele din această carte sunt testate, așa că gătiți-le cu încredere. Iar la sfârșit aveți niște tips and tricks, mai pe românește niște sfaturi de cum să gătiți mai bine în această oală minune. Acest vas de ceramică termorezistentă se poate folosi și în cuptor și se spală cu mare ușurință în mașina de spălat vase. Bun, hai să-i dăm și drumul. Acesta este butonul de pornire. Observăm că avem 3 opțiuni, gătitul pe low, pe high și funcția de păstrare la cald. Prin aceste două programe, low și high, puteți găti la 100 de grade. Singura diferență este intervalul în care se ating acele 100 de grade. Prin metoda slow cooking se păstrează atât vitaminele, cât și enzimele, cât și nutrienții. Nu se pierde absolut nimic. De exemplu, aleg modul de gătire low și încep să setez timpul. Și voi proceda în felul următor. Să spunem că las crockpotul setat pe 6 ore. Introduc toate ingredientele în acesta, îi pun capacul și îmi văd de orice altceva. În momentul în care programul se încheie, intră automat funcția de păstrare la cald. Funcția de păstrare la cald îți poate păstra preparatul până la 6 ore. Știu că poate vă întrebați cum să lăsați un aparat în priză și să plecați. Ei bine, o faceți deja și o faceți de mult. Frigiderul. De ce să nu faceți același lucru și cu crockpot? Pur și simplu, introduceți toate ingredientele în el, ați setat programul, ați plecat la serviciu și când vă întoarceți, masa este gata. Consumul de energie al aparatului electric crockpot este foarte redus, echivalent cu energia consumată de un bec, cam între 75 și 150 de W pentru modul low și între 150 și 210 W pentru modul high. Nu trebuie să fii bucătar profesionist ca să gătești mâncăruri savuroase. Cu crockpot 4,7 litri digital, poți găti lejer pentru 4-5 persoane și vei avea mai mult timp pentru tine și pentru cei apropiați. În concluzie, pentru cei care vor să mănânce un preparat sănătos, pentru cei care sunt constrânși de timp și pentru cei care sunt la început de drum în ale gătitului, vă recomand crockpot.